Haosul a pus stăpânire pe Turcia. Pentru a 13 zi consecutiv, mii de oameni protestează împotriva guvernului turc cerând demisia premierului Erdogan. Astăzi, poliția a folosit tunuri de apă și gaze lacrimogene pentru a împrăștia protestatarii din piața Taksim din Istanbul. Această piață s-a transformat într-un adevărat câmp de luptă pentru protestatari și polițiști. Manifestanții au aruncat în forțele de ordine cu cocktailuri Molotov și petarde. Sute de polițiști au încercat să opună rezistență și au ripostat cu tunuri de apă și gaze lacrimogene. Protestatarii și-au instalat corturi pe străzile din apropierea pieței Taxim și nu se lasă duși de acolo. Forțele de ordine urmate de mașini blindate au luat cu asalt baricadele ridicate de manifestanți. Aceștia cer insistent demisia lui Erdogan. Premierul la rândul său își permite declarații destul de tăi în adresa protestatarilor, numindu-i hoți și vandali care încearcă să distrugă economia și imaginea țării. De la începutul crizei, cel puțin patru oameni au murit, iar peste 5.000 au fost răniți. Sute de manifestanți au fost arestați.